Dragilor, în această zi minunată, echipa Florăriali se află în Roman. De această dată am venit la doamna Adelina să o felicităm cu împlinirea frumoasei vârste. Să-i rămâi sincer și călduros. La mulți ani, surpriza este pusă la cale din partea tuturor celor care o iubesc. Mergem spre ea! Bună ziua! Haide. Se poate la noastră? Da, da! Bună! E, nu? Bună ziua la tată! Lumea să aveți poftă și... Bună ziua! Dumneavoastră sunteți doamna Adelina, domnișoara Adelina, de fapt. Da. La mulți ani, sunt de la Florăria Alei și am pentru dumneavoastră o surpriză aici, cu foarte multe daruri frumoase. Cum credeți? Cine ne-a trimis la dumneavoastră? Emoțiile fac parte din viața noastră și să ai emoții este firesc și dă-i frâu emoțiilor, lasă să curgă lacrimile, că este frumos să ai lacrimi frumoase. Uite câți oameni frumoși te înconjoară aici. Ah, și gingășenile astea mici, da? Așa este, surpriza este pusă la cale din partea celor dragi care te iubesc nespus, nespus de mult. Și am aici pentru tine o compoziție de plante. Să aibă aici să frumusețească casa, să dea sănătate și puritate. La fel aici mai am și un tablou cu niște persoane dragi care te iubesc la fel nespus de mult. Dacă te rog să ții și acest tablou, da? Așa. Și cu masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără o șampanie. Am adus-o noi și pe aceasta, că uitați-vă câtă lume aici așteaptă să desfundați șampania, să turnați toți în pahare. Să vă ureze cu toții la mulți ani, cu sănătate, dar cel mai important este să fie fericiți. Și dacă se poate să țineți și această șampanie și o ciocolată, să vă îndulciți, căci cu siguranță vă place dulcele și este frumos să mâncăm și dulce. La fel, cei dragi ne-au trimis și un mesaj de felicitare, cu multe cuvinte frumoase. Și dacă se poate să-i dau citire acestui mesaj? Da. Hei, ce fericire este aici! Dă-i frâu emoțiilor să curgă, că este frumos. Scumpa mea fetiță, în sfârșit a venit ziua ta de naștere și încă o dată sărbătorim această zi minunată. Fie ca în viața ta mereu să persiste doar momente de fericire, dar și pozitive. Fie ca toate visele tale să se realizeze, iar ideile să se transforme în proiecte grandioase. Să știi că eu întotdeauna îți voi fi aproape și nu numai eu, ci toată familia pe care o avem alături de tine. Să fii fericită, draga noastră Adelină, asta ne dorim cel mai mult de la tine, că iubită ești deja de noi foarte mult. La mulți ani, scumpa noastră, te iubim nespus, nespus de mult. Uite câți oameni frumoși te înconjoară astăzi alături de tine.
cât ți-au venit astăzi să îți ureze la mulți ani, să fie alături de tine și în momente frumoase, dar și sunt cu siguranță lângă tine și în momente mai nefericite sau mai puțin frumoase. Dar astăzi s-au îngrămădit lângă tine în momente frumoase. Să te susțină și să-ți ureze doar fericire și doar gânduri frumoase. Chiar dacă sunt aici majoritatea. Dacă dorești să le transmiți ceva? Le mulțumesc mult! Cred că este suficient! Și cu siguranță ei știu că îi iubești foarte mult și cum dau ei totul pentru tine, așa vei da și tu totul pentru ei. Dacă se poate o îmbrățișare! Să spun continuă, să spun că te iubesc destul de mult și... Îți doresc tot binele din lume, îți doresc tot binele din lume și uite câți oameni frumoși sunt lângă tine, bucură-te de ei și apreciază-i la maxim. Dacă se poate acum cu